Pregătiți-vă pentru că urmează un video foarte lung. Vorbim despre ghidul cadourilor de Crăciun 2024, un video în care vorbim despre cadouri parfumate pentru toată familia, pentru toată lumea, pentru tineri, copii, adolescenți, bărbați, femei, și voi vedeți destul de rar genul ăsta de clipuri la mine. Nu prea vorbesc eu despre parfumurile pentru bărbați, dar astăzi o să vorbim despre parfumurile accesibile pe care eu le văd potrivite de a fi făcute cadou în luna decembrie și nu numai. Dar haideți să începem, pentru că oricum o să fie un video foarte lung și vreau să încep cu parfumurile pentru fetițe, fete, adolescente și nu numai, pentru că sunt câteva, de fapt pe toate le-aș purta și eu. Și vreau să vă zic că mă refer aici la fetița mea care are 9 ani și care nu poartă foarte des parfum, dar are și ea colecția ei și sunt parfumuri care o atrag pentru că îi place mirosul sau pentru că îi plac sticluțele. Da, și asta este o realitate la această vârstă. Dar sunt parfumuri pe care le-am luat cu gândul că o să le port și eu fără probleme. Da, nu prea fac asta pentru că eu am o colecție destul de mare, dar are ea parfumurile ei pe care le adoră și o să vă arăt câteva dintre ele. În primul rând sunt cele mai frumoase sticle, astea de la Moschino. E vorba despre Toy 2 și Toy 2 Bubblegum. Din aceeași gamă am luat de cadou Toy Boy, tot așa ursulețul negru, acela este pentru bărbați, dar l-aș purta și eu, deci este un parfum unisex și astea mi se par potrivite pentru toate vârstele, da, și pentru adolescente și pentru noi, femeile care iubim parfumurile dulci. Sunt super versatile și foarte frumoase. Aici avem o aromă bubblegum, are miros de gumă, dar este și feminin totodată, este dulce, miroase și a gumă de mestecat, dar și a trandafir, a flori, deci e un parfum frumos. Aici avem un parfum mai mult pentru perioada caldă. Nu o să vorbesc așa foarte mult despre fiecare în parte, pentru că e un video lung. Și tot din gama asta mai este și Pearl, care e foarte frumos și pe care o să-l iau și eu la un moment dat, ca să avem familia de ursuleți completă. Tot așa un parfum accesibil, de fapt toate parfumurile sunt accesibile, este vorba despre Escada Candy Love și acesta este un parfum care e potrivit pentru tinere, dar pe care putem să-l purtăm și noi fără probleme, iar sticluța este delicioasă. Un alt parfum fructat și vesel este acesta de la Nassim, îl găsiți pe Dubai Collection și pot să vă spun despre el că este fructat, proaspăt, ideea e că e pe bază de apă și mi se pare mai potrivit așa de purtat de tinere, ca să zic așa, pentru că nu are alcool și miroase super, super bine. Chiar s-a dat fetița mea într-o zi cu acest parfum și am întrebat-o cu ce s-a dat și îmi place foarte mult că are N pe sticlă, N care vine de la numele meu. Miroase foarte, foarte bine parfumul, e foarte frumos și mi se pare super versatil. Deci la fel poate fi purtat de toate vârstele. Idei, Ariana Grande. Ariana Grande, cam toate parfumurile ei sunt potrivite pentru tinere, pentru fete tinere și nu numai. Din nou, este o alegere versatilă și acesta este God is a Woman, care are un pic din Baccarat Rouge în bază, dar pe de altă parte are cea mai frumoasă pară în deschidere. Mai am aici pentru fetițe, fete, parfumuri versatile. De pe Dubai Collection avem Gourmandis, nu știu dacă le mai au pe astea pe site, dar acesta miroase a bombonele cu frișcă
bombonele cu căpșună și frișcă și este foarte frumos. Din nou, este un parfum pe care poate să-l poarte oricine, doar că nu-l văd un parfum atât de matur. E mai mult pentru fetițe, ca să zic așa, pentru fete tinere și, din nou, ceva cu care nu dai greș sunt produsele de la Sol de Janeiro. Sunt produsele astea delicioase. Eu am aici 62-ul, dar și 71 îmi place foarte mult. Bine, toate sunt frumoase, sunt seturile acelea superbe, cu variantele mai mici, dar un set din acela mi se pare o idee foarte bună de făcut cadou. Deci pe astea le văd mai potrivite la set decât așa individual. Ceva mai nou în colecția fetiței mele este Juicy Melange. Doamne, ce delicios este! E foarte fructat, un pic verde, este dulce, este vesel. Pot să zic că acum nu mi se mai pare atât de juvenil, dar nici nu mi se pare super, super matur. Tot așa mi se pare pentru toate vârstele. Se simt fructe, frunze verzi. Este un parfum dulce, fructat și versatil, să zic așa, dar sticla asta este delicioasă și ea și parcă totuși mi se pare mai potrivit de făcut cadou unei tinere. Fetița mea când l-a văzut l-a luat numai pentru că la vârsta asta te atrag foarte mult culorile, chestiile astea mai ciudățele, mai jucăușe și cu siguranță îi place și mirosul. Dar e un parfum frumos. Trecem mai departe la parfumuri versatile, potrivite și pentru tinere, dar și la parfumuri ceva mai mature. Și mi se par foarte bune parfumurile de la Elisab. Avem aici Elisab Elixir. Mi se pare un parfum ceva mai matur pentru fete, pentru femei. Nu știu neapărat dacă pentru adolescente, nu l-aș vedea chiar pentru adolescente, dar pentru femei este un parfum foarte frumos și cu siguranță apreciat. Mai avem încă unul, Elisab Le Parfum Royal, și el este un parfum pentru femei, este ceva mai matur, ceva mai elegant și nu-l văd nici pe el așa un parfum pentru adolescente, de exemplu. Ce văd eu foarte potrivit pentru, și pentru femei și pentru adolescente, ceva mai versatil, gama Girl of Now. Deci toată gama Girl of Now mi se pare potrivit pentru toată lumea, astea sunt ceva mai feminine. Un alt parfum care mie îmi place foarte mult și este accesibil și mi se pare foarte potrivit de făcut cadou, Satin de la Lalique. Nu mai știam exact, dar de la Lalique este. Ăsta este un parfum pentru toate vârstele, sigur. Este dulce, este pudrat, este plăcut, este feminin și bun și în perioada rece, foarte bun. Oh, ce bine miroase! Iar sticla asta este finuță, este feminină, e foarte, foarte frumoasă și elegantă. O altă idee de făcut cadou și un parfum foarte potrivit pentru perioada rece este acest Maubusson Star. Doamne, deci este atât de frumos parfumul acesta și la un preț atât de mic. Mi se pare o idee super, super bună de făcut cadou de Crăciun. Este un parfum cu pralină, este dulce, este un pic afumat. Mi se pare așa mai potrivit pentru o femeie ceva mai puternică, să zic așa. Pentru că nu este cel mai delicat parfum, deși el are acolo și niște flori delicate, dar parcă predomină partea asta strong, partea asta un pic afumată, pralina. E foarte frumos parfumul. Da, dacă vreți ceva mai delicat, mergeți pe parfumurile de la Elisab, și dacă vreți ceva mai tineresc de la Elisab, mergeți pe Girl of Now. Deci mi se par parfumurile alea foarte bune, foarte, foarte bune.
Mai departe vorbim despre niște parfumuri foarte feminine și plăcute, din nou potrivite pentru toate vârstele. Cam astea am vrut să fie alegerile mele din clipul acesta, să vin cu idei versatile, accesibile, mai pentru fete tinere, dar și pentru femei mature sau pentru femei pur și simplu. Și mi se pare o idee foarte bună acest Lolita Land. Deci parfumul acesta mi se pare bun și de făcut cadou la Secret Santa, mi se pare potrivit de făcut cadou pentru că e tineresc, e frumos, e plăcut de toată lumea. Sticla asta cumva te duce cu gândul la magia iernii și este foarte, foarte frumos, e dulce, e vanilat, e fructat, are cocktailul acela de piersicuță, e super, super frumos, dar atrage și vizual. Un alt parfum foarte tineresc și frumos este Alive, apa de parfum. Din nou mi se pare că este un parfum potrivit pentru toate vârstele, este cu o deschidere fructată, stați așa să mi-l mai amintesc, îmi place foarte mult parfumul acesta. O deschidere fructată și o bază lemnoasă și cozy, mi se pare foarte bun pentru perioada rece și nu numai, este un parfum destul de versatil. Și Amo Ferragamo, știți foarte bine că îmi place parfumul acesta, este unul dintre parfumurile accesibile preferate. M-am dat astăzi cu toate parfumurile. Da, este o deschidere fructată, este un pic aromatic, are o notă de ceai, este dulce, delicios, 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 nu ai cum să nu-l iubești și depinde acum și unde le căutați, dar puteți să le găsiți și la prețuri super, super bune. Un alt parfum super, super potrivit pentru cadou în luna decembrie este Lalique Le Parfum. Este un parfum dulce, lemnos, cozy, vanilat și are și un preț foarte bun. Mie parfumul acesta, să știți că mi se pare unisex. Chiar este un parfum frumos și na, este destinat femeilor. Acum ce să zic? Poate dacă vrei să faci un cadou, nu vrei să cumperi cuiva un parfum de damă, doar pentru că ți se pare ție unisex, pentru că te pricepi. Nu toată lumea se pricepe la parfumuri și poate că se uită și mă rog. Dar este un parfum foarte, foarte frumos și un parfum arabesc pe care eu îl ador, este Arte Bellissimo Romantic. Ăsta este un parfum pentru femei, versatil. Este un parfum inspirat din Delina și cui nu-i place parfumul acesta, cu rubarbă, cu licii, fructe zemoase, deci trandafir, bineînțeles, este o clonă foarte bună, foarte, foarte bună, persistă foarte bine și nu este cel mai accesibil. Sunt altele din clipul acesta mult mai accesibile, dar mi se pare foarte, foarte, foarte frumos. Din nou, este un parfum pentru toate vârstele, pentru tinere, pentru femei, pentru oricine. Este delicios și este foarte, foarte feminin și versatil. Și avem și un parfum inspirat din Delina exclusiv. Îl văd ceva mai potrivit pentru perioada rece, față de, stați așa. Bellissimo Romantic, Rua este mai sexy, lipsește de aici partea aia fructată, proaspătă din deschidere. Nu-l mai văd atât de tineresc, îl văd ceva mai sexy și mai matur, dar e o variantă bună de cadou, e un parfum frumos. La astea cu trandafiri, un pic trebuie să și cunoașteți persoana, pentru că foarte multă lume are o problemă cu trandafirii, deși nici eu nu sunt mare fan trandafir, unele parfumuri mă încântă maxim. Vreau să vorbim despre câteva parfumuri de la Lorina și de la Edosa, Eva Daniela. Pradox, un parfum feminin și ieftin, foarte, foarte frumos.
și intens și persistent. Este inspirat din Prada Paradox. Aici avem flori albe, floare de portocal, cred că și neroli. Și este un parfum care e miroase a femeie, pur și simplu. Este definiția femeii la un preț foarte mic. Mi se pare o idee bună de făcut cadou acest parfum. Este și dulce. Și avem și două parfumuri unisex. E vorba despre Lyra X și despre Lost Cherry de la Lorina. Ambele sunt frumoase și delicioase. Lyra este un parfum gurmand. Lyra X, pardon, că și Lyra este la un preț mai mare. Dacă vreți să faceți un cadou mai scump și mai luxos, mergeți pe Lyra, dar dacă voi căutați o variantă accesibilă, Lyra X mi se pare o alegere potrivită. Este un parfum frumos și eu v-am mai spus că pe mine persistă foarte, foarte bine. Apoi, dacă vreți ceva inspirat din Tom Ford, Lost Cherry, cu această cireașă, o amăruie, amăruie, migdală, cum să zic eu, sâmburi din aceea, amărui, dar e și dulce, este potrivit pentru perioada rece. Femei, bărbați, cu siguranță îl vor iubi și pe el și pe Lyra X. Lyra X este o prăjiturică. Aș mai avea ceva. Quatre Iconic de la Boucheron. Este un parfum foarte puternic și impunător în perioada rece. Deci mai potrivit așa pentru o femeie puternică și matură. Dar puteți să mergeți pe varianta Quatre, care este un parfum, l-am și pe acela în colecție, dar l-am pus în parfumurile pentru perioada ceva mai caldă. Acela este mai fructat, mai versatil pentru femei, pentru tinere, pentru adolescente. Deci pe Quatre, dacă vreți ceva mai proaspăt și mai tineresc, dar acesta este pentru femei puternice, Quatre Iconic, și este un parfum foarte puternic și frumos. Velvet Night de la Ubaya, din nou, este un parfum accesibil, îl găsiți pe magazine gen Military Shop, se mai găsea și pe altele, Best Value, da, are un preț super, super ok și sper că ați profitat de Black Friday. Este un parfum frumos, mi se pare din nou potrivit pentru toate vârstele, este foarte, foarte frumos. Din păcate nu se găsește așa peste tot. Mojo de la Twins, sau puteți să alegeți alte variante după preferințe, de la Twins, de pe Dubai Collection. Folosiți și codul CC10 dacă vreți o mică reducere la comandă. Mojo este un parfum pe care eu îl iubesc foarte mult. Este un parfum vesel, dulce, cu caramel, cu vanilie, cu fructe. Mie îmi place foarte, foarte mult acest parfum și vă recomand cu tot dragul să vă îndreptați către parfumurile de la Twins, pentru că sunt accesibile, au o prezentare foarte drăguță și, ce să zic, mi se pare potrivit de făcut cadou. Un altul este Hair Pistachio de la Paris Corner, tot pe Dubai Collection îl găsiți. Dacă vreți un parfum cu pisic, cu bezele, dulce, gurmand și cu o deschidere un pic fresh, mi se pare un parfum din nou versatil. Și mai departe vorbim despre un parfum ambrat, un parfum cald și un parfum ceva mai matur, este Obsession de la Calvin Klein. Din nou are un preț super bun, sper că se găsește. Acum, trecem la parfumuri unisex, dar și pentru bărbați. Și am adunat aici de prin colecția băieților mei. Mergem pe cele mai multe sunt ale băiatului. Și sunt parfumuri pe care le folosește de zi cu zi, dar o să vă arăt și parfumul lui preferat, chiar dacă nu este cel mai accesibil. Hai să vă arăt. Pe acesta l-am luat cu gândul că este un parfum inspirat din
Stronger With You, parfumul acela cu castane care i-a plăcut lui foarte mult, dar și mie și soțului meu, deci acela este un parfum pe care noi îl iubim. Nu știu dacă este chiar o clonă, parcă nu miroase la fel cum îl țin eu minte pe acela, nu știu ce să zic, dar miroase bine, este un parfum masculin, proaspăt, un pic aromatic parcă îl simt, dar și dulce totodată. E un parfum versatil, mi se pare potrivit așa pentru tot anul. La Zara găsiți foarte multe cadouri accesibile parfumate. Vă arăt eu unul care se numește Oud Vibrant Leather. Nu știu ce ediție asta, văd că are magnet acest capac. Mi se pare că se duce un pic în zona lui Creed Aventus sau în zona clonelor de Creed Aventus, pentru că eu n-am testat Creed Aventus, dar am găsit aroma asta în multe parfumuri, în multe inspirații. Nu e chiar Creed Aventus, dar are ceva acolo așa proaspăt. Mi se pare că are și piele, dar e un parfum perfect de zi cu zi și bineînțeles că merge pe preferințe la... La Zara aveți de unde alege, aveți testere, puteți să testați, să vă faceți de cap și poate cunoașteți și persoana și atunci alegeți după preferințe. Un alt parfum tot așa inspirat, le găsiți pe Dubai Collection, pe majoritatea, este Aventura Pandora Scent. Ăsta este un parfum inspirat din Creed Aventus. Și mie îmi place foarte mult. Și el mi se pare un parfum proaspăt, dar versatil, foarte frumos. Un parfum foarte, foarte frumos, de care băiatul meu este foarte încântat și pe care l-a purtat foarte mult, este Le Male, un parfum inspirat din Le Male Le Beau de la Jean Paul Gaultier. Și Doamne ce bine miroase, Doamne ce bine miroase. Este un pic sărat, este, Doamne, e dulce, e un pic aromatic, e un pic sărat, dulce, sărat, nu știu, e atât de frumos parfumul ăsta. Să știți că eu nu am analizat deloc parfumurile astea pentru bărbați, dar vă spun așa cam ce preferințe au ai mei și ce îmi place și mie foarte mult. Ăsta îmi place mult de tot, să știți că există și varianta pentru femei care este inspirat din La Belle, dar cu ăsta sigur nu dai greș. Pentru un parfum accesibil este perfectisim, miroase foarte, foarte bine, mai că l-aș purta și eu, dar umple camera. Un parfum unisex și superb este acest Camra sau Hamra de la Latafa. Îl ador băiatul meu, îl ador și eu, este un parfum dulce, la fel. Când se dă cu el, pur și simplu lasă dâră în urma lui și rămâne mirosul în casă. E dulce, miroase așa a sirop de curmale, e vanilat, e superb, îmi place mult de tot. Am de gând să cumpăr și varianta cu cafea. Un parfum tot așa unisex este acest Campfire, inspirat din By the Fireplace. Și acesta este un parfum pe care și eu și băiatul meu îl preferăm. Da, nu este un parfum de purtat așa, mi se pare un parfum de stare. Eu l-am luat cu gândul că o să consum parfumul de la Margiela și o să am backup această sticloanță, deși acum stă în dulap la băiatul meu. Oricum este o cantitate foarte mare și după cum spunea și el că nu-i se pare un parfum de zi cu zi, așa spun și eu, dar să știți că eu am purtat Margiela by the Fireplace și ziua când am ieșit afară și se comportă foarte bine în frig și se îndulcește și e foarte frumos, dar da, e minunat la prețul pe care îl are Campfire. Un alt parfum pe care eu îl văd unisex, nu știu dacă el este marketat ca fiind unisex, dar este vorba despre Cașaf și este inspirat din La Capitale de la Xerjov. Acesta este un parfum care cred că are și ud, este ceva mai strong, are și izul acela fructat, are și un iz așa oriental, arabesc.
dar îmi place mult, este și dulce și îl văd unisex și persistă și foarte bine. Un alt parfum unisex nu este cel mai accesibil, dar este bombă. Este un parfum inspirat din Velvet Tonka de la BDK, un parfum genial dacă iubiți vanilia combinată cu tonka, cu cireașă, cu... E... chiar mă dau cu el. Are un... uitați-vă, oh, e pudrat. Uitați-vă aici, doamne. Arabiat Prestige la Riz Absolut. Este un parfum unisex, este cald, este plăcut. E altceva, îl ador pe acesta, îl ador, îl ador. V-am mai povestit eu despre ele și da, este un parfum unisex. Un alt parfum unisex este Fire Your Desire sau parfumurile inspirate din Angel Share. Sunt o grămadă de inspirații și nu este acesta cel mai bun, dar totuși, după un an de zile, s-a intensificat, persistă mult mai bine și îl ador. Da. Miroase a coniac, miroase a pralină, este o combinație dulce și buzi, caldă, perfectă pentru perioada rece, este o îmbrățișare pentru perioada rece, la fel cum este și Riz Absolut. Să știți că în majoritatea sticlelor se vede ring light-ul, pentru că asta este situația, nu avem lumină naturală, mai ales în perioada rece, deși cred că toată vara am stat cu ring light-ul și asta e. Cred că am terminat, sper să nu fi ratat parfumuri, ba da, ba da. Voiam să vă arăt parfumul preferat al băiatului meu. I-am mai cumpărat eu la un moment dat Le Male, pentru că este un parfum pe care trebuie să îl aibă în colecție și este un parfum cu care am considerat eu că trebuie să își înceapă o colecție. Dar preferatul lui în perioada rece, în perioada caldă, poartă Le Male. Am luat eu la un moment dat două sticluțe mici într-un set de pe Military Shop și preferatul lui pentru perioada rece este acesta, se numește Azzaro The Most Wanted Eau de Parfum Intense și sticluța este foarte frumoasă, pe asta l-am primit de la Mihaela. Mulțumesc, mulțumesc! E preferatul lui. Și nu știu dacă se mai găsește, dar eu cred că da. Poate mai încercăm și alte variante. Dar pot să vă zic că pot să port și eu fără probleme acest parfum. Este intens, este dulce, da. Mi se pare așa un miros destul de comun cu altele de pe aici. Dar vedeți că e preferatul lui și că în zona asta se îndreaptă. Și-ar dori el în colecție un Le Male, acela auriu, Le Male Elixir, dacă nu mă înșel, sau un parfum inspirat din acela. Momentan am luat Moschino Toy 2, pentru că, Toy Boy, pardon, pentru că și acela îi place foarte mult, l-a testat și îi place mult și sticluța. E super cool, așa, pentru un adolescent. Și vedem mai departe ce mai luăm, consider eu că momentan sunt destule, astea nu sunt toate parfumurile lui, dar am ales parfumuri accesibile și favoritele, ca să zic așa, sau favoritul, am vrut doar să vi-l arăt așa ca să vă faceți o idee, ce-i place în perioada rece, acum știți cum e, faceți alegerile în funcție de buget, în funcție de preferințe. Asta în cazul în care doriți să faceți un cadou parfumat în perioada asta, în perioada următoare. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți clipurile mele cu prietenii voștri. Aștept comentarii, aștept idei, puteți să-mi recomandați și voi parfumuri. De fiecare dată puteți să faceți asta pentru că mă bucur întotdeauna să văd ce mi-ați recomandat voi.
Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!